Bun găsit! Sunt profesor Mădița Baias la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare. Astăzi vom crea un joc didactic cu ajutorul aplicației Word Wall. Deschidem aplicația scriind chiar așa pe Google, Word Wall. Începem să creăm activitatea. Activitățile mele se numesc toate acestea pe care le vom salva la final. Deschidem aplicația cu ajutorul contului Google sau un alt e-mail pe care îl avem. Putem să ne creăm cont gratuit pe această aplicație. Mă voi conecta cu contul Google pe care deja îl dețin. Observați, putem face jocul didactic în mai multe moduri. Este un joc de cuvinte și avem mai multe posibilități. Să căutăm jocul lipsă, de exemplu, să facem un labirint, să creăm jocuri pereche de cuvinte, adevărat sau fals, chestionar. Vom recurge la o soluție potrivită scopului ales. Am ales cuvinte încrucișate. Vom folosi indicii pentru a rezolva cuvintele încrucișate. Vom apăsa pe un cuvânt și vom introduce răspunsul. Observați, nu am dat titlul activității pe care eu o creez, nu am dat încă. Urmează să-i dau. Și voi pune întâi răspunsurile și voi oferi indicii pentru ca elevii să ajungă la răspunsul dorit. Spre exemplu, am aici cuvântul densitate și ca indiciu am dat mărime fizică, ce se măsoară în kilograme pe metru cub. Apoi am cuvântul inerție, dau definiția inerției, apoi trebuie să găsesc răspunsul Newton, trebuie să scriu aici cu W. I-am dat definiție, unitate de măsură pentru forță, apoi accelerația, apoi masa cu indiciile corespunzătoare. Am nevoie de litera O în cuvintele mele încrucișate și atunci o să pun ore și ca indiciu ziua are 24. Apoi metru, energie, temperatură, repaus. Și aici am găsit un cuvânt, aveam nevoie de litera U, cuvântul util. Și atunci l-am potrivit aici, lucru mecanic poate fi util. O să dau înapoi, pe verticală, veți vedea că o să-mi iasă cuvântul dinamometru. Începem să jucăm acest joc, cuvinte încrucișate. Și îl veți derula dumneavoastră după ce vă creați propriul joc. Avem mai multe opțiuni de jocuri de creat, tot cu aceste cuvinte și indicii pe care le-am adăugat mai devreme. Uitați, avem aici cuvinte încrucișate, mi-a așezat cuvintele în ordine aleatoare și atunci sunt legate aceste cuvinte numai prin câteva litere. Vom avea și alte opțiuni, și anume, măsoară starea de încălzire a unui corp și vom găsi aici cuvântul. Jocul se numește Găsește perechea. Apoi, un alt joc, potrivește. Trebuie să găsesc, să potrivesc cuvântul din dreapta cu indiciul oferit în stânga. Și voi muta de aici casetele acestea cu cuvinte unde, în spațiul liber corespunzător. Am aici jocul numit chestionar, mărime fizică, ce se măsoară în kilograme pe metru cub. Și voi găsi cuvântul, definiția potrivită, pentru densitate. De asemenea, mărime fizică, ce se măsoară în kilograme pe metru cub, un chestionar concurs, sunt afișate aici și punctele și am și un timp pentru concurs, probabil câștigă elevul care are mai multe puncte în cel mai scurt timp. Glisează roata pentru a roti. Și voi găsi cuvântul corespunzător. Mărime fizică, de asemenea, lucru mecanic poate fi util și o să-mi apară răspunsul. Aici, jocul cu dalele, întoarce dale și atunci voi găsi cuvântul potrivit, atinge una pentru a o deschide. Îmi este dată o indicație cum se joacă. Atinge un cuvânt ascuns
Și atunci va trebui să găsesc, ziua are 24 și trebuie să găsesc aici cuvântul ore. Sunt pusă în dificultate că nu o să le găsesc chiar imediat, dar sigur le voi găsi. Deci jocul este acesta. O altă variantă de joc, labirint, creșterea vitezei în unitatea de timp și o să găsesc eu că este densitate, regula de joc, o veți afla dumneavoastră când creați jocul. Îmi place varianta aceasta, e colorată, e frumoasă. Variantele de jocuri pe care le am sunt acestea, după cum vedeți, cuvinte încrucișate, labirintul, găsește perechea, întoarce dale, anagramă, cărți aleatorii, potrivește, chestionar, roata aleatoare. Sunt cele mai potrivite pentru informațiile pe care le-am dat. Mai sunt și alte jocuri care se pot crea, dar nu se potrivesc informațiilor date de mine. Am aici jocul, cuvinte încrucișate, i-am dat de data aceasta și un nume, noțiuni de fizică. Observați, acestea sunt activitățile mele. O primă activitate am creat acum, urmează să fac mult mai multe. Dacă sunt utile la clasă și sper că le veți găsi utile. Jocul găsește perechea, după cum observați. Să înveți este distractiv, zic eu. Succes!